Da? Bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Sunt Georgian Drăgan, directorul de cabinet al Inspectorului General al Poliției Române, iar alături de mine se află domnul comisar șef de poliție, Valentin Ioniță, directorul Direcției Rutiere. Tema conferinței de presă de astăzi o reprezintă siguranța rutieră din România, cu accent pe activitățile derulate de Poliția Română pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, în special pentru depistarea șoferilor care conduc fie sub influența substanțelor psihoactive, fie sub influența băuturilor alcoolice. Aș începe prin a vă spune faptul că, prin hotărârea Guvernului, numărul 682 din 2022, Executivul a aprobat Strategia Națională privind siguranța rutieră pentru perioada 2022-2030. Acest document este guvernat de o serie de obiective generale ce converg către viziunea Comisiei Europene, care stabilește o nouă abordare privind siguranța rutieră, respectiv cea reprezentată de sistemul sigur. În acest context, strategia reflectă asupra aspectelor relevante care alterează siguranța traficului rutier din țara noastră, unul dintre acestea fiind reprezentat de cultura atitudinală lipsită de consistența preocupărilor reale, ori raționale pentru a circula în condiții de siguranță, utilizatorii de infrastructură rutieră din România adoptând, în unele cazuri, un comportament riscant. Obiectivul Poliției Române a fost și rămâne, prin structurile de poliție rutieră, bineînțeles, acela de a crește gradul de siguranță rutieră pentru cetățeni, pentru comunitate, respectiv de a reduce victimizarea prin accidente rutiere. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, Poliția Română acționează pe mai multe paliere. O să mă refer aici la câteva dintre acestea. Acțiuni pentru combaterea nerespectării prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice prin aplicarea fermă a legislației în domeniu, intensificarea activităților educativ-preventive și propuneri de perfecționare a cadrului legislativ, conceptual și metodologic. Aș dori de asemenea să punctez pe această cale faptul că începând cu anul 2018 ne aflăm pe un trend descrescător al numărului de persoane decedate în accidentele rutiere. În anul 2022, spre exemplu, comparativ cu anul 2019, am înregistrat o scădere de 12,4% a persoanelor decedate. Nu ne putem raporta la anul 2020, deoarece acesta, așa cum bine știți, a fost un an atipic, având în vedere acele restricții de circulație impuse la vremea respectivă din cauza pandemiei. Într-adevăr, mai avem de lucru până la îndeplinirea obiectivului Strategiei Naționale de Siguranță Rutieră 2022-2030, respectiv aceea de a reduce cu 50% numărul persoanelor decedate și a celor reintegrav în urma accidentelor rutiere. Dacă este să ne referim la ultimii ani, principalele cauze generatoare de accidente rutiere în țara noastră au fost constant aceleași, respectiv viteza neadaptată la condițiile de drum, abaterile bicicliștilor, traversarea neregulamentară a pietonilor, neacordarea de prioritate pietonilor și, nu în ultimul rând, pe locul al cincilea, neacordarea de prioritate vehicule. Pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, structurile teritoriale de profil, respectiv structurile de poliție rutieră, acționează în baza propriilor planuri de acțiune, dogmite în funcție de cauzalitatea accidentelor produse pe raza de competență, dar și în baza planurilor întocmite la nivel central de direcția rutieră, ori în baza calendarului de acțiuni întocmite la nivel european de Roadpol. De asemenea, siguranța rutieră este influențată și de următorii factori: creșterea constantă a parcului și a numărului conducătorilor de autovehicule, dezvoltarea accelerată a fenomenului moto, ciclist și a trotinetelor electrice, indisciplina rutieră și unele carențe în educația rutieră a participanților la trafic. În ceea ce privește acest ultim capitol, educația rutieră, atât la nivel național cât și la nivel local, se organizează campanii de educație rutieră și alte activități preventive de către Poliția Română cu un număr ridicat de beneficiari ce au drept scop îmbunătățirea nivelului de cunoaștere și respectarea normelor rutiere, precum și conștientizarea pericolelor la care se expun cei care încalcă cadrul legal, cei care nu respectă legislația în vigoare.
Aici mă refer, bineînțeles, la cele ore de educație rutieră, desfășurate în unitățile de învățământ, activități educativ-preventive la diverse evenimente, intervenții radio-TV, precum și anumite concursuri tematice cu cei mici. În acest context se impune dezvoltarea permanentă a parteneriatului cu societatea civilă și reprezentanții mass media, în vederea eficientizării transmiterii mesajelor preventive, mesajelor educative către anumite grupuri țintă. În continuare, o să mă refer la proiectele derulate la nivelul Poliției Române. Poliția Română a investit în modernizarea instituțională cu finanțare nerambursabilă, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță rutieră. O să vă dau câteva exemple de proiecte care au mai fost aduse la cunoștința publicului, dar la acest moment avem și anumite proceduri îndeplinite pe care le putem comunica public. Prin proiectul Educație Rutieră, modelarea factorului uman, prin responsabilizarea participanților la trafic, bineînțeles pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, acest proiect este în valoare de 6 milioane de euro, au fost achiziționate 45 de laboratoare de educație rutieră, prin intermediul cărora s-au desfășurat până în prezent aproximativ 1200 de activități educativ-preventive, în special, bineînțeles, cu cei mici. De asemenea, s-au desfășurat 6 campanii naționale media prin intermediul televiziunilor, radioului, mediului online, afișajului stradal și al presei scrise, al mass mediei scrise. Următorul proiect este dezvoltarea unui sistem mixt mobil de modernizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație, valoarea proiectului fiind de peste 26 de milioane de euro. Prin acest proiect s-a urmărit creșterea gradului de modernizare a traficului rutier în zonele cu risc ridicat de producere a evenimentelor rutiere, prin îmbunătățirea dotării poliției rutiere. Proiectul prevede așadar achiziția 300 de autospeciale de poliție rutieră care s-au achiziționat, 250 de aparate pentru măsurarea vitezei de deplasare, 44 de dispozitive electronice mobile de depistare a consumului de substanțe stupefiante, precum și a unui sistem de colectare, stocare și analiză a informațiilor din teren, alături de 4.000 de dispozitive și 1.400 de imprimante mobile. Prin proiectul Helipol, acțiune integrată pentru creșterea siguranței traficului rutier, acest proiect fiind în valoare de aproximativ 92 de milioane de euro, se urmărește creșterea gradului de siguranță rutieră și securitate pe infrastructura rutieră, prin implementarea unui concept de acțiune integrată SOL-AIR și întărirea capabilităților și creșterea capacității Poliției Române de prevenție, intervenție, monitorizare și gestionarea traficului rutier. Acest proiect prevede achiziția 3 elicoptere cu autonomie de zbor de cel puțin 120 de minute, un elicopter cu autonomie de zbor de cel puțin 240 de minute, 3 echipamente tip sistem electrono-optic FLIR, folosit, bineînțeles, pe elicopter, 200 de autovehicule 4x4 specifice poliției rutiere, motociclete, unități de testare pentru detectarea substanțelor interzise, kituri de semnalizare rutieră, kituri pentru cercetarea la fața locului, 800 de etilometre, 1000 de lanterne, 800 de stații de lucru, precum și alte dotări necesare polițiștilor rutieri în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în special în vederea prevenirii accidentelor de circulație. La acest moment, așa cum Ministerul Afacerilor Interne, dar și Poliția Română au comunicat public despre achizițiile în derulare, vă pot transmite faptul că la nivelul instituției noastre au fost recepționate deja 244 de aparate drug test, marca Dragger 5000, 800 de etilometre, precum și 250 de aparate radar laser, care vor fi repartizate în perioada imediat următoare către structurile teritoriale de poliție rutieră. În continuare, o să-i dau cuvântul domnului comisar șef de poliție Valentin Ioniță din cadrul Direcției Rutiere, iar ulterior o să mai am o scurtă intervenție. Vă rog. Bună ziua, domnilor și domnilor. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, situația accidentelor rutiere este o chestiune de interes național. Avem în vedere acest lucru pentru asigurarea unui grad de mobilitate pentru toți cetățenii în condiții de siguranță. Vrem să creștem siguranța rutieră pe drumurile din România. România este stat membru, după cum cunoaștem, și ne-am raliat la tot ce înseamnă efortul european de reducerea numărului de decese și persoane rănite grav până în 2030 cu 50%.
Astfel, o să fac o scurtă trecere în revista situației operative raportată atât la anul anterior, pe care o vedeți și aici afișată, cât și la anii precedenți. Înregistrăm o reducere a numărului de persoane decedate consecutiv în ultimii 17 ani. La acest moment, la nivel național, avem 1261 de persoane decedate din accidente rutiere. Este important să menționăm faptul că, deși înregistrăm progrese semnificative, așa cum a spus și antevorbitorul meu, în ceea ce privește partea de dotare, partea de consecvență și de proactivitate din partea Poliției Române, trebuie să spunem că în continuare își pierd viața destul de multe persoane pe drumurile publice. Facem un apel și dorim pe această cale să subliniem faptul că alături de noi ar trebui să fie implicate mai multe instituții cu atribuțiuni în domeniu, și fie că vorbim aici de administratorul drumului public, fie că vorbim de administrațiile publice centrale sau societatea civilă, astfel încât să formăm o echipă activă cu implicare și pentru modelarea factorului uman. Poliția Română este permanent la datorie și acționează pentru prevenirea faptelor antisociale, așa cum am spus și anterior. Este nevoie, într-adevăr, de un ajutor care poate să vină oricând și din partea cetățenilor de bună credință, care ne semnalează de fiecare dată din trafic abateri ale altor participanți la trafic. Mulțumim pe această cale și acestui sprijin civic care vine și completează eforturile Poliției Rutiere. Ca și principale cauze, antivorbitorul meu le-a punctat deja și aș vrea să le aduc și în atenția dumneavoastră ca și cauze de producere a accidentelor. În principiu trebuie să înțelegem faptul că principala categorie vizată de către Poliția Rutieră sunt participanții la trafic, care, așa cum se observă și în acest grafic, reprezintă 82% din cei care produc accidente rutiere, și vorbim aici despre factorul uman. Principalele cauze de producere accidentelor rutiere sunt viteza neadaptată la condițiile de drum, și avem 545 de accidente grave în 10 luni ale anului 2023, abateri bicicliști cu 505 accidente grave, traversarea în regulamentarea pietonilor cu 418 accidente grave, neacordarea priorității de trecere pietonilor și neacordarea priorității de trecere vehiculelor cu 313. Pe lângă campaniile de informare și prevenire și cele de educație rutieră pe care le-a prezentat domnul Drăgan, avem și acționăm în continuare pentru combaterea acestor principale cauze generatoare de accidente rutiere. Așa cum vă spuneam, ne focusăm în cele 10 luni, am focusat pe executarea peste 49.000 de acțiuni, atât cu efective proprii, cât și cu efective în sistem integrat, cu alte structuri care au atribuțiuni pe linie de poliție rutieră. Au fost aplicate, și pot să subliniez acest lucru, pentru corijarea comportamentului factorului uman conducătorilor auto în trafic, peste 1.600.000 de contravenții rutiere. În urma măsurilor aplicate, au fost suspendat dreptul de a conduce pentru peste 190.000 de conducători auto care au încălcat normele rutiere și au pus în pericol ceilalți participanți la trafic. Au fost reținute peste 70.000 de certificate de matriculare. Sancțiunile aplicate pentru combaterea principalelor 5 cauze generatoare de accidente rutiere reprezintă 46% din totalul eforturilor depuse de noi pentru creșterea siguranței rutiere. Începând cu data de 30 iunie 2023, așa cum cunoașteți, la nivelul conducerii mai s-a dispus punerea în aplicare a Planului Național de Acțiune denumit Blocada. Acest plan național vizează două paliere deosebit de importante, prevenirea și combaterea traficului de droguri, pe de o parte, iar pe de altă parte, prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență. Doar în cadrul acestui plan, de la debut până în prezent, structurile mai au derulat aproape 5.000 de acțiuni, au fost constatate peste 1.600 de fapte din sfera drogurilor, peste 2.000 de infracțiuni de conducere sub influența substanțelor psihoactive și aproximativ 3.000 de infracțiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice. Putem să subliniem și vrem să aducem iarăși în atenție alte tipuri de inițiative ale MAI-ului și ale GPR-ului. Astfel, MAI și implicit Poliția Română desfășoară la nivel național o campanie de informare referitoare la modificarea codului penal și, după cum știți, binecunoscută legea Anastasia, în care un conducător de autovehicul care produce un accident rutier și se află sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive,
ori fără permis de conducere, soldat cu decesul victimei va fi condamnat cu închisoare cu executare. Campania de informare se desfășoară în mai multe medii, după cum cunoașteți, de la presa clasică până la mediul online. Nu o să intru în detalii, ne bazăm pe sprijinul noastră să ducem mai departe acest mesaj. Poliția Română este preocupată inclusiv de abilitățile conducătorilor de autovehicule din flota proprie. Astfel, de la începutul anului până în prezent, avem peste 25.000 de polițiști care au fost instruiți în ultimii 3 ani cu privire la conducerea autovehiculor din dotarea MAI, la care se adaugă și cei 679 de polițiști pregătiți la nivelul 2, la Târgu Mureș, pe un circuit specializat pentru conducere defensivă. Aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră și demersurile legislative. Astfel, pe 10 august 2023, la inițiativa MAI, s-a modificat prevederile articolului 113 aliniatul 1 prin introducerea literei G. Astfel, un conducător auto depistat pozitiv preliminar cu drug testul, iar rezultatul acestei testări este inconfirmat sau nu este confirmat de probele biologice, primește înapoi permisul de conducere și se validează dreptul de a conduce. Aș vrea să menționez încă o dată legea 383 din 2022 care privește sistemul e-sigur, ce aduce în atenție punerea și montarea în viitorul apropiat a unei rețele de camere fixe instalate pe autostrăzi și drumuri principale cu scopul de a crește gradul de siguranță rutieră. Pe de altă parte, demersurile legislative au fost pentru năspirirea legislației rutiere aduse prin ordonanța numărul 1 din 2022, în ceea ce privește comportamentul, și aș puncta aici, comportamentul agresiv, mărirea la 120 de zile de suspendarea dreptului de a conducere atunci când se conduce pe autostradă pe sens contrar, mărirea sancțiunii pentru ceea ce înseamnă depășirea vitezei cu peste 70 km la oră peste limita legală. Chiar în prezent se află o dezbatere publică pe un pachet care cuprinde modificarea cadrului normativ incident circulației rutiere cu o serie de propuneri concrete menite să creeze instrumente noi și să eficientizeze mecanismele în scopul întăririi siguranței rutiere pe drumurile publice. Aș aminti două propuneri legislative, instituirea unui mecanism similar cu cel sigur prin utilizarea capabilității administrației publice, deci să putem prelua și de la administrația publică acele sisteme automate deja instalate și cel de-al doilea demers legislativ se află faptul că cetățenii pot trimite și pot constata contravenții prin dispozitivele montate pe autovehicule și încercăm să le procesăm pentru a sancționa aceste fapte. Cu toții suntem participanți la trafic în diferite calități, prin urmare ceea ce se întâmplă pe drumul public ne vizează și trebuie să ne intereseze pe toți. În ceea ce privește infrastructura, privind proiectele pe care poliția rutieră le-a accesat, va exista un salt tehnologic, atât în ceea ce privește dotările, cât și fluxul de lucru. România poate reduce numărul de accidente rutiere prin îmbunătățirea infrastructurii, creșterea educației rutiere, fermitatea aplicării sancțiunilor și responsabilitatea participanților la trafic. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În continuarea celor transmise anterior, doresc să subliniez că pe lângă cele 244 de aparate drug test care au intrat deja în dotarea Poliției Române și urmează a fi repartizate structurilor teritoriale, se fac eforturi în continuare pentru a moderniza această dotare a polițiștilor rutieri. Și aici aș da un exemplu relevant, zic eu, la nivelul Poliției Capitalei, cu sprijinul autorităților locale, vor fi recepționate 100 de astfel de dispozitive care vor fi repartizate structurilor din municipiul București pentru a fi folosite în activitățile curente de către polițiști pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, la nivel teritorial, anumite inspectorate de județene de poliție au demersuri similare, fie prin ATOP, fie cu sprijinul autorităților locale pentru a prelua astfel de aparate. Și mai avem de asemenea într-un acord cadru aproximativ 164 de aparate drug test care de asemenea vor fi achiziționate în perioada următoare. În ceea ce privește rezultatele acestor aparate, pentru că au fost anumite și pe bună dreptate, au fost anumite discuții în spațiul public, nu o să dau numele aparatelor, o să folosesc cu permisiunea dumneavoastră dispozitivul 1 și dispozitivul 2 din motive evidente. În ceea ce privește dispozitivul 1, avem un procent de
peste 90% de confirmări ale rezultatelor acestui tip de aparat folosit de către polițiștii rutieri. Respectiv, procentul de neconfirmări este de 8,58% la nivel național, dar și aici aș avea o precizare de făcut. O să vă dau trei exemple. Suceava, 65% confirmate din totalul testărilor efectuate. Neamț, 67% doar confirmate din totalul testărilor. Ambele județe duc probele spre analiză către medicina legală din Iași. Și un contraexemplu pe același tip de aparat pe dispozitivul 1, în Brașov, din 171 de testări cu acest aparat, doar una a fost infirmată și doresc să precizez faptul că rezultatele de la Brașov, probele de la Brașov, îmi cer scuze, sunt analizate la Institutul Național de Medicină Legală din București. Am dorit să oferim această cifră, respectiv că peste 90% sunt confirmate aceste aparate și am dorit să oferim și cele trei exemple pentru a le pune în oglindă și fiecare își poate trage propria concluzie din acest exemplu. Și o să repet informația, Suceava și Neamț, 65, respectiv 67% confirmări din totalul testărilor, ambele județe merg pentru probe biologice, pentru analiză la IML Iași. În continuare, o să mă refer la dispozitivul numărul 2, aflat în dotarea Poliției Române și folosit, bineînțeles, de colegii de la structurile de poliție rutieră. Confirmările sunt la 67% din totalul testărilor, dar și aici aș avea două mențiuni cu permisiunea dumneavoastră. În județul Maramureș avem doar 50% testării confirmate de către medicina legală. Probele sunt analizate la IML Cluj-Napoca. Și un contraexemplu, dacă îmi permiteți, la Vâlcea, peste 90% sunt confirmate aceste probe, iar probele sunt analizate la Institutul Național de Medicină Legală din București. De asemenea, fiecare persoană poate trage propria concluzie. Noi cu siguranță o facem, analizăm permanent aceste rezultate, le punem în oglindă și cu siguranță în perioada următoare vor fi luate și anumite decizii din acest punct de vedere. Dacă aveți întrebări, atât pentru mine cât și pentru domnul comisar șef, vă stăm la dispoziție. Legat de locul unde s-au infirmat foarte multe din probe, a fost cerută un control intern la acele IML-uri? Așa cum bine știți, noi suntem reprezentanții Poliției Române. Am dorit să organizăm această conferință de presă tocmai pentru a arăta ca de fiecare dată transparență instituțională. Am dorit să oferim câteva exemple, dacă doriți putem să mai oferim și alte exemple. Cifrele le avem la dispoziție, le analizăm periodic. Am dorit să oferim aceste exemple și aceste contraexemple, dacă mi este permis să spun așa, tocmai pentru a putea trage fiecare o concluzie din aceste cifre oferite. Cum am spus și anterior, cu siguranță noi o facem. Vă subliniem faptul că toate aceste analize sunt în permanentă dinamică, pentru că și țin foarte mult de mai mulți factori care sunt influența asupra celorlalte instituții care nu sunt apanajul și nu sunt, să zicem așa, în zona noastră de competență. Da. Dacă aveți alte întrebări? Pentru dumneavoastră, din cifrele pe care le prezentați astăzi, care vi se pare cea mai îngrijorătoare? Legat de cauzalitatea accidentelor sau legat de... Da, de accidente. Ce pot să vă spun în zona de consum de alcool? Dacă observați și noastră, au scăzut numărul de infracțiuni constatate și au crescut numărul de constatări pe partea contravențională la alcool. Ceea ce ne bucură cumva, pentru că se pare că consumul nu este atât de mare în ceea ce privește concentrația de alcool pentru conducătorii auto. Facem demersuri permanente pentru a fi depistați. Gândiți-vă că ceea ce aveți dumneavoastră ca cifre sunt ceea ce poliția a depistat. Dar vreau să vă aduc în atenție cauzele principale de producerea accidentelor rutiere, care sunt, așa cum ați văzut și noastră, sunt viteza pe primul loc și celelalte. Legat de droguri, observăm o creștere. E corect? Da. O să răspund eu, dacă îmi permiteți. Vă rog.
Într-adevăr, în ultima perioadă se poate observa această creștere a depistărilor conducătorilor auto care conduc sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, Poliția Română, prin structura de profil, prin direcția rutieră, dar și prin structurile teritoriale de profil, respectiv prin serviciile de poliție rutieră, desfășoară permanent analize pentru a ne da seama despre fenomenele din traficul rutier din țara noastră. Cum ați observat și dumneavoastră pe analiză și foarte bine ați observat, se constată o anumită creștere. Acest lucru ne îngrijorează într-o oarecare măsură, pentru că nu putem să ne bucurăm atunci când găsim un conducător auto, un șofer care se află sub influența substanțelor psihoactive. Știm cu toții foarte bine care sunt riscurile la care se expune acel șofer, dar mai cu seamă știm cu toții care sunt riscurile la care acel șofer îi expune pe ceilalți participanți la traficul rutier, fie că vorbim de alți conducători auto sau de alți pietoni. Tocmai de aceea, în ultima perioadă, așa cum a punctat și domnul comisar șef mai devreme, toate aceste activități au fost intensificate și făcea referire mai devreme la acel plan de acțiune dispus de conducerea Ministerului Afacerilor Interne la data de 30 iunie, acel plan de acțiune blocada. Doar în cadrul acelui plan de acțiune au fost constatate câteva mii de infracțiuni în ceea ce privește conducerea sub influența băuturilor alcoolice, în ceea ce privește conducerea sub influența substanțelor psihoactive și, bineînțeles, 1600 de infracțiuni, dacă nu greșesc, în ceea ce privește deținerea de droguri. Această conferință are ca temă siguranța rutieră, bineînțeles că siguranța rutieră, până la urmă, este conexă și cu celelalte aspecte sociale din țara noastră. Și aici ne referim la toate activitățile derulate de structurile Poliției Române, în parteneriat cu DICOT, bineînțeles, în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului de droguri. Totodată avem și activități în comun, activități preventive cu alte instituții și aici o să mă refer la Agenția Națională Antidrog. Avem activități comune pentru conștientizarea persoanelor, conștientizarea persoanelor majore, conștientizarea copiilor cu privire la riscurile la care se expun atunci când aleg să consume aceste substanțe. Bineînțeles, toate, cum am spus și mai devreme, conexe inclusiv siguranței rutiere. Este cea mai mare cifră pe infracțiuni de drog. Se constată o ușoară creștere față de anul trecut. Nu putem spune că este cea mai mare cifră, dar într-adevăr se constată o ușoară creștere, în special prin prisma activităților intensificate începând cu 30 iunie. Dacă facem o analiză, putem observa că mai mult de un sfert dintre aceste infracțiuni constatate în tot acest an au fost, de fapt, constatate în baza acelui plan începând cu 30 iunie 2023. Adică, da, vă rog. Ce privește structurile poliției rutiere, am tot întâlnit cazuri în care polițiștii fie primeau, fie cereau invitații. Cum facem să prevenim astfel de cazuri? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Așa cum bine știți și am anunțat public în repetate rânduri, atât de la nivelul Poliției Române, cât și de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, ne facem curățenie în propria ugradă. Acei polițiști sunt prinși tot de structurile Ministerului Afacerilor Interne, nu sunt prinși de alte structuri. Bineînțeles, lucrăm în parteneriat foarte strâns cu unitățile de parchet competente. La cazuri la care dumneavoastră faceți referire, așa cum bine știți, vorbim de activități ale DGA-ului derulate în parteneriat cu unitățile de parchet. Pentru a preveni, am un răspuns și la acest lucru, se derulează permanent activități de prevenire, dacă le putem numi așa, de către partenerii de la DGA, polițiștii, jandarmii, polițiștii de frontieră, dar și reprezentați din cadrul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, beneficiază de aceste instruiri efectuate de colegii de la DGA, dar și de către Poliția Română. Avem permanent... Dacă îmi permiteți, vă rog. După ce termin, da, mulțumesc. Okay. Avem în permanent activități preventive în care polițiștii sunt îndrumați să nu ia mită, dar aș dori să precizez pe această cale, dacă tot ați adus în discuție, faptul că acest procent este unul infim în comparație cu numărul total al polițiștilor români și, suplimentar față de acest lucru, într-adevăr, acești colegi puțini ca număr umbresc, dacă vreți, activitatea celor corecți, activitatea celor care intervin la aproximativ 3.000 de sesizări
pe zi venite din partea cetățenilor care au nevoie de sprijinul Poliției Române, dar și de sprijinul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Vă rog. Da, mulțumesc. Așa cum spuneam mai devreme, vorbeam de partea de tehnologizare. Trebuie adusă și aceasta în atenție. Vrem să facem cât mai puțin interacțiunea între polițist și cetățean, tot ceea ce privește fenomenul siguranței rutiere, și în contextul ăsta și faptele de corupție vor scădea foarte mult. O întrebare tot pentru dumneavoastră. Care este tipul de drog care a ieșit cel mai des la testările? Cred că cocaină, dar nu vă pot spune cu exactitate la acest moment. Mă scuzați, cannabis. Aș dori să răspund cannabis. Eu la această întrebare, dacă îmi permiteți. Aparatele drug test folosite de Poliția Română detectează aceleași substanțe pe care le detectează și aparatele folosite în alte țări. Nu avem nimic în minus sau în plus. Aceste dispozitive sunt cele care sunt în piață la acest moment. Ele nu indică prezența unei anumite substanțe, prezența concretă a unei anumite substanțe, indică doar presupunerea rezonabilă că persoana respectivă este posibil să se afle sub influența unei substanțe interzise. Atunci când ne referim la posibilitatea prezenței în organism a unei substanțe interzise, repet, nu indică prezența clară a unui drog, pentru că acea porțiune dintr-un drog, dacă o putem numi așa, se poate regăsi în mai multe tipuri de droguri consumate, iar aparatul indică tocmai această posibilitate. Tocmai de aceea polițiștii rutieri au obligația ca de îndată să-l conducă pe cel depistat în această situație la unitate de medicină legală, să-i fie recoltate probe biologice de sânge pentru a certifica cu exactitate dacă a consumat sau nu substanțe interzise. Sunt deja dosare care de luni și chiar ani de zile așteaptă rezolvare. Să vă abonăra cumva și mai mult serviciu de prelevare probe de la INMR? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Așa cum ați precizat și dumneavoastră, domnul ministru al afacerilor interne, domnul Cătălin Predoiu, a afirmat în repetate rânduri că Poliția Română se modernizează, drept dovadă și această conferință de presă de astăzi, în care tocmai v-am anunțat că au fost recepționate acele 244 de aparate drug test anunțate deja de domnul ministru ca fiind în curs de achiziție. Astăzi le avem în depozit. În perioada imediat următoare, și când spun imediat următoare, mă refer la aceste zile, ele vor fi repartizate către structurile teritoriale. Acum, să vă răspund și la întrebarea dumneavoastră, v-am spus și mai devreme, noi reprezentăm Poliția Română, avem o colaborare foarte bună cu toți partenerii și cu siguranță fiecare instituție trebuie să-și adapteze activitățile astfel încât să contribuie la acest deziderat de a crește gradul de siguranță rutieră din țara noastră. Bineînțeles, noi ne dorim ca instituție, ne dorim să depistăm cât mai puține persoane în această situație, tocmai de aceea facem un nou apel să nu conducă șoferii sub influența substanțelor psihoactive, să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice și mai presus de toate să nu consume substanțe psihoactive. Cât durează rezolvarea unui dosar la INR, deoarece surse din Poliția Rutieră îmi spun că pentru infracțiuni dosarele de prelevare de probă durează luni, ani. Da, repet, acele probe nu sunt analizate de Poliția Română și eu nu pot să vă răspund la această întrebare, întrucât nu noi analizăm acele probe. Noi desfășurăm activități procedural penale, procesual penale în cadrul dosarelor penale. Bineînțeles, toate aceste activități sunt derulate sub coordonarea unui procuror de caz. Iar atunci când acel rezultat este confirmat, dosarul penal merge mai departe. Dacă nu este confirmat acel rezultat indicat de aparatul de drug test, așa cum a precizat și colegul meu mai devreme, a fost efectuată acea modificare în luna august a acestui an, prin care conducătorului auto îi se restituie pe loc permisul de conducere și nu mai este nevoit să aștepte soluționarea dosarului penal. Această propunere venită la inițiativa Ministerului, această modificare, îmi cer scuze, venită la inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, este tocmai pentru a veni în preîntâmpinarea șoferilor, persoanelor care erau depistate sub influența substanțelor psihoactive, primeau rezultatele negative de la medicină legală și trebuiau să aștepte soluționarea dosarului penal. În prezent, acest lucru nu se mai întâmplă. Și o ultimă întrebare, vă rog. Care mai sunt restanțele Poliției Rutiere către INML? Nu știu dacă sunt restanțe către INML, nu am această informație la acest moment. Dacă doriți, după conferința de presă, mă documentez și vă răspund cu mare drag. Mulțumesc. Dacă cineva este fals pozitiv la drug test, cât timp se dovedește nevinovăția dacă nu dă bani pentru aceste analize?
În ce sens să dea bani? În sensul în care este fals pozitiv. Să dea bani în sensul că e fals pozitiv? Înțeles că se poate plăti pentru că analizele... Ah, am înțeles acum. Nu. Da, am înțeles, nu. V-am spus și mai devreme, nu poliția română analizează acele probe, noi administrăm probatorul din dosar. Când primim acele probe pe baza acelor probe, avem două variante. Dacă proba este fals pozitivă, cum ați afirmat dumneavoastră, adică nu este confirmată de către medicina legală, șoferul primește permisul de conducere înapoi și, bineînțeles, corelativ, dreptul de a conduce pe drumurile publice. Nu trebuie să mai aștepte soluționarea dosarului penal. Dacă rezultatul este confirmat de către medicina legală, dosarul penal merge mai departe, către parchet, către procuror și, dacă este cazul, bineînțeles, către instanță. Procurorul face anumite propuneri de trimitere în judecată. Deci chiar dacă șoferul se duce să-și facă el analize în privat și le aduce înaintea deciziei INML, tot deciziei INML se... Contează, da, tot din ce... Analizele se, se efectuează, cum am spus și mai devreme, doar la medicina legală și, bineînțeles, se prelevă... În prezența polițistului. Da, știu. Se prelevă în prezența polițistului rutier. Dar ce se întâmplă cu cei care își câștigă existența din... sunt șoferi de conduse și câștigă existența și le dă, practic, peste cap acest fals la DRAC-test? Da, cum am spus și mai devreme, nu toate aceste întrebări ar trebui să vină doar către Poliția Română. Tocmai de aceea v-am dat mai devreme trei exemple din fiecare tip de aparat drug test pe care Poliția Română l-ar la dispoziție. Cu siguranță este regretabil dacă se întâmplă, cum spuneți dumneavoastră, dar tocmai pentru a nu se mai întâmpla aceste lucruri, pentru conducătorii auto care sunt depistați de aparatul drug test și indică o valoare pozitivă, iar la probele de sânge este infirmată acea valoare, își redobândește dreptul de a conduce și implicit permisul de conducere pe loc și, repet, nu mai este nevoie să aștepte finalizarea dosarului penal. Acum, dacă mai sunt și alte întrebări, vă rog. Da? O secundă, sunt două întrebări total diferite. La prima întrebare, dacă polițistul are în continuare această suspiciune rezonabilă, se poate repeta testarea fie cu același aparat, fie cu un aparat diferit de drug-test? Și acum avem suficiente aparate drug-test la acest moment și bineînțeles că avem în derulare și alte proiecte și vă dădeam exemplul Poliției Capitalei, care în afară de aparatele pe care le va primi acum centralizat de la nivelul IGPR-ului separat, vor primi de la autoritățile publice locale încă 100 astfel de aparate și dacă în continuare și după a doua testare rezultatul este negativ și polițistul are totuși această bănuială rezonabilă, poate conduce persoana la medicină legală sau poate să o testeze cu aparatul etilotest și de fapt nu poate, este obligat polițistul să o testeze cu etiloteste, poate este sub influența băuturilor alcoolice. Întrebarea dumneavoastră, care era, îmi cer scuze. Refuzul nu se referă la testarea cu aparatul fie drug test, fie etilotest, se referă la refuzul de recoltare de probe biologice de sânge. Așadar, în situația în care un conducător auto refuză testarea cu un aparat, este condus la medicină legală, la recoltare de probe. Dacă și acolo refuză acest lucru, se întocmește dosar penal pentru refuzul de recoltare de probe biologice de sânge. Ok. Vă mulțumim pentru participare. Mulțumim. Bună ziua.